Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seria noastră de golf. Suntem aici împreună cu Sălbaticul, așa cum v-am obișnuit în ultimul timp. Astăzi avem un challenge pe care eu l-am creat, eu l-am gândit original, făcut de mine. Mi-a venit mie odată. Bă, nu mai înjura, mă, videourile mele. Da. Deci, cine bagă primul va spune ceva umilitor despre celălalt, iar acela nu are voie să contrazică. Știți foarte bine, am făcut-o și cu lecturii cu data. Așa că haide să apărăm. Bă, nu, stai aici, stai puțin. Câte like-uri să strângem astăzi? Câte like-uri să strângem? Grasule, eu zic să strângem... așa, cam, bă, 7.000 de like-uri, măcar așa. 7.000 măcar. De like-uri, băieți, pentru un alt episod. Vă mulțumim foarte mult dacă apăsați chiar acum butonul de like. Bă, stai puțin, stai. Ho. Stai, bă, că tu țipi tare rău, bă, țipăși tu mai ușor. Iartă-mă. Hai. Bă, fraților, când era Bercea mic, suferea de lingiomie. Nu poți să zici, mă, așa ceva, mă, grasule. Dar ce are, mă? Oh, uite, știu ce-a făcut. Băieți, ce-a făcut? Bă, de bă, bă. Ah, fuck. Ce proști. Fraiere. Miau, miau. Da, să vă zic ce să fac acum. Băieți, vă avertizez, este un episod la care o să râdeți mult, așa că dacă vreți să râdeți, ați venit unde trebuie. Bam, bam, cica, mam. Tu ești iubirea mea. Nu știu dacă știați, dar Sălbaticul, când eram în clasa a patra, ăla l-am bătut și mi-a făcut tema. Nu rețin așa ceva. Ce faci, bă, grasule? Ia stai un pic. Stai puțin, hai, zi. Aveam una. Dar lasă telefonul că te bat. Păi nu, că aveam una notată. A, și le notează ăsta, stai puțin că ăsta e nebun și le notează. A, bine, treaba ta, am dat. Bă, de ce ești? Mamă, ești nebun că nu văd aproape bila. Ce văd de bila. Bă, dar eu sunt și prost. Doamne, doamne! Bă, nici nu-ți imagine. Bă, grasule, dar când eram la sport, în clasele mici, de ce vedeai, bă, mereu cu un ciorap de un fel și unul de altfel? Păi mai schimbam între ei. Îi mai schimbai, da. Bă, tu cum te duci, mă, ești mâncățaș? E, băieți. Bagajul? Da, da. Fuck. Hai, mă! Stai așa, că te să zic eu acum. Stai așa, nu da. Lingiomie. Când era odată Sălbaticul în clasa a doua, m-a rugat frumos să-i dau și lui cornul și laptele, că n-are cu ce să-l crească pe Justin. Vă dați seama că l-a mâncat tot. Bă, ce... Da, să nu mai zic că odată a venit la mine și m-a rugat să-mi pună mâna pe cioacă. În clasa a șaptea se întâmpla, dar nu l-am lăsat. Nu, sunt genul și nu ați eu toți proierii. Este, mauchica, păi tu ești iubirea mea, Sălbaticule. Te rog. Uiți când ți-am dat să mănânci tofifi și ai aruncat Aluna, că ai zis că e sâmbure! Ce, mă? Ce? Nu, mă gândeam aici ce să, cum să dau. Bă, ce bug! Bă, ce are, mă? Ce bug! Bă, nu e corect! Tu bug! Mau, cica, mau, păi tu ești iubirea, mau. Păi și inima îmi bate. Da, fuck. Auzi, dar ia spune și tu la oameni cum ți-ai luat tu permisul. Ai dat bani? La Pitești. Vrei să le spun la oameni cum n-ai luat tu permisul? Păi cum, bă? Că dacă merg cu mașina, înseamnă că am permis. Păi și l-ai luat din prima, ia spune tu. Nu, la, că am picat orașul, da. Păi vezi? Păi da, dar n-a fost vina mea. Cu toții știm ce s-a întâmplat. Cu toții știm ce s-a întâmplat. Da! S-a produs o încurcătură.
Da. N-a vrut ăla să ia șpagă. A fost o mare eroare. Păi asta a fost problema. U-a, u-a. Am încurcat. Bă, da, ia spune, tu când erai mic, așa e că credeai că, că prin bășină se pierd vitaminele și de-aia încercai să o miroși pe toată? Nu. Bă, lasă minciunile, lasă vrăjeala. Crezi că nu te ții minte? Mi-a zis, mă, a de miolință. Da. Ma, din prima, ma. Nu, te-mpui mei, că n-are cum. Stai așa, ce să mai zic eu de el? Ce să mai zic eu de el? Când era... ia, stai puțin, nu-mi da. Vreau să recunoști. Când am fost în excursie în clasa 8-a, mie mămica, că mă iubește, mi-a făcut pachet. Lui Măsanu, că și așa smurător de foame. Și i-am dat și lui să mănânce, ca un șarpe ce e. Mamă, dar cum mânca cu poftă, băieți, deci nu vă spun. Bine că nu e de râs, că e de plus mai mult. Bă, bulangiule. Că n-a fost chiar așa. Da. Nu, faza a fost în felul următor, fratele. Mi-a făcut sandwich-uri, bă, dar mi-a făcut cu ouă. Ce cu ouă? Aveam ouă făcute pe ambele părți și băgate între felul. Pleacă de aici, că tu ai văzut ouă prima oară la 18 ani, tu ai văzut ouă. Mai vedeam grasurile și până atunci. Când mă mai ducea la baie. A, părerea ouțe, nu stă ouă. E, așa, ălea de rău. Ah, fuck. Lingiomie, lingiomie. Bă, ce are, mă, ăsta? Nu, 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 da, nu, da. Bă, mă împinge! Grasule, mă împinsă înapoi, da. Dar ce am? Pe bune, început să arunece. Pe tine. Să nu mai zic. Dar nu zic, nu, asta nu, că e urât. Nu mai zic, nu mai zic, lasă că asta e urâtă. Păi vezi că eu am să zic una, hai zi. Hai zi că am să zic una. Hai să zici tu una. Una urâtă de tot, da. Dar mă mai gândesc cum să o formulez. Nu, că plângi, plângi. Plâng eu? Plângi, da. Nu cred. Bă. Mai știi, bă, grasule, când ne-a pus proful de sport să sărim capra și ai dat cu capul de spalier. Ce prost ești că n-am fost eu ăla. Da, nu? Nu. În primul rând că eu fugeam de la sport când știam că sărim capra, că nu puteam să o sar boule. Era în gras. A, da, mă, stai că n-ai fost tu, mă. Acum am amintit. Știu eu cine a fost. Știu și eu acum. Stai așa, să zic și eu una. Ia zi, mă. Sălbaticul a avut odată o iubită de a avea păr pe spate și o epila cu bigu. Contrazice-mă dacă nu e așa. N-am ajuns la stadiul ăla, am zis că... Mamă! Păi de asta trebuie să zică două acum, hai zi două, hai. Nu, că zisă-i una. Da, mai zi una, hai. Ia să vedem, mă, fraților, ce să mai zic eu de grasul ăsta, mă? Bă, ce să mai zic eu de ăsta, mă? Că așa sunt de zis, de zis sunt, dar... Dar în ce ordine? Aie, în ce ordine? Fai de viața mea. Male, nu, 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 nu. Bă, m-a oprit prost, vere. Mamă, stai să, hai, zi una, să zic și eu una. Păi poți să zici că eu mi-o gândesc, grasule, mi-o gândesc. O gândești, a? Da, bă, grasule. Ia zi, bă, mai duci gagicile în care la Lidl și le iei un suc. Ia dracu de sărac. Eu măcar am gagici, bă. Păi da, bă, dar decât așa. Decât așa. Decât așa. Mai bine, freaca dicioacă. Albatros. Mai bine. Hai, grasule, hai să-mi zici. Trebuie să zic? Când i-am spus că ăștia care fac, știți voi ce, mai mult de 5 ori pe zi au păr în palmă, s-a dus la baie să se uite. Dacă îi crește și lui. Da, mai știi când...
Mai știi când s-a anunțat că fac ăștia să duc la maraton, că să fac invitații pentru maraton și ai zis că te bagi și tu, că și tu făceai de 3 ori pe zi? Păi de ce arăți semne obscene? Da, scuză-mă pe mine. Aia. Aoleu, grasule. Milogule. Bă, dar asta e golful umilinței, bă. Da, bă. Da, să știi că... Da, mie îmi pace. Păi ce-ți place să te umilească lumea? Că toată viața ta așa ai fost. N-ai, mă, ce să-i faci. Da, mă, da, tot da. Eu. Tot eu. Tot eu sufăr Adelinge 1000. Ba, nu, mă. Ai uitat ce ți-a zis doctorul? Nu știu dacă știți, dar sălbaticul a avut o perioadă dură în viața lui când suferea de miocardită pantalonară. Încă am. Bă, te și bătui la golf. Băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vreți să mai facem ocazional episoade de golf de genul. Și desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!